Încă 126 de locuri noi de muncă sunt vacante în județul Mehedinți. Mai multe detalii sunt disponibile la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde, de asemenea, se pregătesc și cursuri de formare profesională, care se adresează șomerilor indemnizați sau neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 126 locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de vânzări 1 loc, agent de securitate 9, ajutor bucătar 1, ambalator manual 1, bucătar 1, bucătar șef 1 loc, barman 2, consilier 2, dispecer 2 locuri, dulgher 6, director departament alimentație 1 loc, finisor interioare 5, ferar betonist 3, frezor universal 1, ifronist 2 locuri, lucrător operativ autocompactor 8, lucrător sortator deșeuri 10, lăcătuși construcții metalice 7, lăcătuș mecanic 2, lucrător comercial 3, laborant chimist 1, mecanic utilaje 1 loc, macaragiu 1, muncitor necalificat în construcții 7, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 8, operator fabricare hârtie 6, operator calculator 4, referent 1 loc, săpător manual 3, șofer 7, sudor 1 loc, spălător auto 1, stivuitorist 1, strungar universal 1 loc, tăietor silvic 3, tehnician electrician 1 loc, tâmplar universal 1, timonier fluvial 1 loc, vopsitor în lemn 1 loc, vânzător 1 loc și 7 locuri pentru cei care au calificarea de zidar. De asemenea, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pregătește cursuri de formare profesională. Ca după cum se poate observa, există oferte de locuri de muncă din partea agenților economici, atât pentru persoane calificate, cât și pentru persoanele calificate. Există și câteva posturi pentru absolvenții de învățământ superior. Îi rugăm și pe șomeri să vină să consulte aceste oferte pentru ca noi să le putem emite o prerepartiție. La sediul nostru vor găsi toate condițiile de ocupare acestor locuri de muncă vacante. Cei interesați pot consulta atât ofertele de muncă cât și cursurile de formare profesională la sediul AJOFM din municipiul Drobeta Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.